La Galați s-a desfășurat astăzi simpozionul studențesc Sfinții Isihaști călăuze spre Paști. Evenimentul a fost prilejuit de pomenirea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și a reunit cadre didactice, masteranzi, studenți, oameni de cultură și clerici. Simpozionul s-a desfășurat în aula Episcop Melchisedec Ștefănescu a Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie, în prezența înalt preasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Organizatorul evenimentului a fost Departamentul Teologic al Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie din cadrul Universității Dunărea de Jos, prin Centrul de Cercetare Teologică și Interdisciplinară Sfinții Trei Ierarhi și Cercul de Liturgică și Patristică. După deschidere, un grup de studenți și seminariști au interpretat cântări bisericești închinate Sfinților Isihaști. Dragostea din imnuri cuprinsă în canon o arată noul teolog Simeon. Slavă ție, Doamne, Fiul Mântuitor, Cel ce dai în continuare, cercetătorul Costion Nicolescu de la Muzeul Țăranului Român a prezentat prin intermediul platformei online prelegerea Săptămâna Sfintelor Pătimiri sau Drumul de la Intrarea în Ierusalimul Pământesc la cea în Ierusalimul Ceresc. În cuvântul adresat participanților, înalt preasfințitul Părinte Casian a vorbit despre isihasmul românesc, a amintit de Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica și a arătat că acesta a iubit de mic rugăciunea, tăcerea, cinstea și milostenia. Între prelegerile susținute de invitați s-au numărat titluri precum Repere în isihasmul românesc, de la Sfântul Nicodim de la Tismana la Sfântul Paisie de la Neamț, Rugăciunea de la Metodă la Trăirea Iubirii lui Dumnezeu, text și icoană în manuscrisele bizantine ale scării Sfântului Ioan Sinaitul. Dezbaterea de astăzi a fost mai curând o rugăciune continuă. Am învățat că rugăciunea nu trebuie decât impropriată, și ea, poposind în inima creștinului, îl face rugăciune. Și am învățat Sfinții Isihaști și am învățat astăzi de la Sfinții mari rugători ai întregii ortodoxii, Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Simeon Noul Teolog și, mai apropiat, de la Sfinții Români, începând cu Gheorghe de la Cernica, cu Vasile de la Poiana Mărului, Sfântul Paisie de la Neamț, astăzi cinstindu-l special pe Sfântul Calinic de la Cernica și mai curând și mai aproape de noi prin ucenicii lor, cei care cu hotărârea Sfântului Sinod vor merge ușor, ușor spre calendar și cinstirea noastră, Părintele Dumitru Stăniloae, Părintele Sofian și o pleiadă întreagă de spirite, de suflete arzânde de rugăciune. Toate le-am învățat prin ceea ce Părintele nostru Arhiepiscop ne-a oferit astăzi, o invitație la a-i contempla și prin ei pe Hristos. Deodată cu Arhiepiscopul nostru ne-a propus o temă de descifrare a peceților isihaste în tradițiile românești legate de Săptămâna Sfintelor Pătimiri și Sărbătorirea Paștilor, domnul cercetător dr. Costion Nicolescu, de la Muzeul Țăranului Român, care a adus satul românesc ca aievea. O zi de rugă, o zi de pregustare a veșniciei. La final au fost citite texte despre rugăciune, virtuți, viața morală și alte teme duhovnicești din opera Sfinților Părinți.